Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În ediția prezentă ne-am propus să discutăm despre starea audiovizualului din Republica Moldova, despre noul cod al audiovizualului ce urmează a fi adoptat și tot ce ține de funcționarea acelei de-a patra putere în stat, cum obișnuim noi să o numim ziariștii. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Corina Stratan, avocat. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Și Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara, domnule Reniță. Bună seara. Pentru început vreau să vă întreb, domnule Reniță, atunci când vorbim de audiovizual și atunci când vorbim despre modul în care funcționează acesta, de fiecare dată, drept punct de referință, pentru noi sunt rapoartele Freedom House. Ori pentru anul trecut, noi ne-am clasat pe locul 119 din 199 de țări incluse în acest document. Spuneți-ne, vă rog, acești indici despre care urmează noi să discutăm și despre acest loc în ceea ce privește libertatea presei. Este un semnal că instituțiile audiovizuale în țara noastră nu sunt atât de libere cum ar trebui să fie, sau este un proces firesc pentru o țară tânără, un proces de democratizare cum este Republica Moldova? Vă rog. Și una, și a doua, și a treia. Și a treia, toate sunt posibile. Deci, probabil că atunci când vorbim despre gradul de democratizare și libertățile la care ține cetățeanul Republicii Moldova, ar trebui, de exemplu, să ne raportăm nu la gradul nostru democrație în comparație cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, unele țări avansate, democratic, de la vest. Dar, de exemplu, să ne uităm ce a fost după 25 de ani de democrație în Statele Unite ale Americii, de exemplu. Deci după ce s-au declarat independența, ce fel de democrație era, și o să vă dați seama că nu mergeau bine lucrurile nici atunci. Bine, asta dacă deci urmărim așa niște efecte categorice de la comparație, dar bine, ne putem orienta sigur și la ceea ce zice Freedom House, deși eu, de exemplu, opinia mea subiectivă, deci nu prea văd cum putem să participăm acum cu democrația noastră de 25 de ani într-un campionat al lumii la libertatea presei. Da, dar în același timp, în comparație cu anul 2014, noi am căzut o poziție. Bine, noi probabil că cel mai bine este să ne dumirim ceea ce se întâmplă la noi. După aprecierile care ne le dau experții din exterior, ele sunt bune, ele sunt bune așa ca niște vectori, ca niște, cum să le spun eu, niște puncte de pornire, dar este bine să vedem noi pe interior ce se întâmplă și să apreciem prin discuții pe care le avem așa azi cu dumneavoastră. Jurnalistul Valeriu Reniță poate spune tot ceea ce își dorește în cadrul subiectelor pe care le semnează? Da, o să urmăriți azi, o să răspund la toate întrebările dumneavoastră fără să ezit. Da, sigur, deci nu putem spune că fiecare din noi nu are taburi, dar taburile astea țin nu atât de interzicții din exterior, cât de redactorul interior, care vine de la anumite chestiuni etice, de la experiența jurnalistică acumulată și așa mai departe. Nu poți să-ți permiți tot în eter. La urma urmei, ceea ce discutăm noi azi, codul audiovizual, nu ne permite. Sunt niște limite. Doamna Stratan, deseori noi atunci când vorbim despre audiovizual constatăm sau deseori zicem că cadrul legislativ este așa cum este și respectiv ne permite sau ne îngrădește anumite libertăți. Dumneavoastră în calitate de avocat, cum vedeți cadrul legislativ în sistemul media și în audiovizual în mod special? Este cel care ar permite funcționarea de fapt a audiovizualului după toate rigorile acestei societăți? Consider că la moment, cel puțin din ceea ce am citit în codul audiovizualului, în principiu sunt respectate, sunt impuse anumite principii de drept care într-adevăr sunt constituționale, cum ar fi, de exemplu, respectarea drepturilor, libertăților și dreptului omului, dezvoltarea și promovarea pluralismului social, istoric, cultural, religios, informatic. În principiu, norma de drept eu o văd a fi una bună în codul audiovizual. Acum urmează să vedem
ce o să, dacă o să se adopte deja modificările care au fost impuse și din câte noi cunoaștem, urmează a fi adoptat un alt cod al audiovizualului care să fie racordat în 100% cu normele de drept ale Uniunii Europene. Vom vedea atunci care vor fi limitele și care va, cât de mult va fi respectată libertatea omului și democrației. Aș îndrăzni să vă întreb cât de vechi până la urmă se dovedea a fi codul anterior al audiovizualului, care de fapt a fost adoptat iarăși la sugestia organismelor internaționale și la practicile țărilor vecine până la urmă. Păi el a fost adoptat și în funcție de situația 2006. Din Republica Moldova, da, în iulie 2006 a fost adoptat în funcție de situația care era la momentul respectiv. Într-adevăr, cum ați observat, este o țară la început de dezvoltare, anterior am fost sub dominația sovietică, era deja, era cenzura, era cu totul altceva și mi se pare corect ca treptat să se adopte aceste modificări pentru ca să nu fie un șoc și pentru mass media, pentru toată lumea și să nu poate fi implementat și nu poate fi acordat la legislația națională. Deci consider că e destul de e bine, așa cum este. Doamna Stratan, noi jurnaliștii operăm de fapt cu noțiuni caracteristice de fapt domeniului. Informație, informație jurnalistică, legea accesului la informație din 11 mai 2000. Vreau să vă întreb, în viziunea dumneavoastră, cât de bine instruiți sunt aceste funcționari anumitor instituții publice care prin lege sunt obligați și nouă, dar și cetățenilor să ne furnizeze anumite informații fără ca noi să spunem de ce avem nevoie de acea informație, unde o vom utiliza și care va fi scopul obținerii ei? Într-adevăr, ați pus accentul pe o problemă foarte mare. Eu consider că funcționarii publici nu sunt într-atât de bine pregătiți pentru a aplica această lege. Chiar sau nu există dorință, pentru că până la urmă, operând cu această informație, și cred că aici domnul Rămânță va fi de acord cu noi, creștem și gradul de transparență a acestor instituții care există din banii fiecare dintre noi. Eu am impresia că nu neapărat că nu este dorință, că pur și simplu sunt puși în situația de a se supune conducerii. Nu se dorește transparență. Chiar însă și eu ca și avocat de multe ori folosindu-mă de acest drept am fost refuzată pentru se, cu diferite pretexte sau târziu mi s-a înaintat sau chiar astăzi am făcut un demers la cadastru, mi s-a refuzat, am prezentat mandatul și mi s-a refuzat pe temeiul că trebuie să prezint procurul, ceea ce consider că este inadmisibil. Într-adevăr, nu este. Ce să mai zic, noi avocații, dar voi jurnaliști, probabil voi și mai multe impedimente vi se pun în realizarea dreptului acesta prin, deci, acordat prin această lege, prin accesul liber la informații. Dar ce să mai zicem de cetățenii liberi care, desigur, sunt sigură că nu pot accesa orice informație după dorința lor. Domnule Reniță, 15 zile după aceea un răspuns care ne zice că această cerere urmează să fie redirecționată sau acest răspuns care îl primim este incomplet și șirul continuă. Nu din rea intenție. Și mă refer acum la toate nivelele de conducere și autoritățile centrale și cele locale. Nu din rea intenție, ci din lipsă de presiune a cetățenilor privind drepturilor democratice. Pur și simplu cetățenii azi mai puțin îi interesează, ceea ce interesează, de exemplu, anumiți juriști, avocați, atunci când au nevoie pentru procesele lor, ori pentru anumite lucruri, să obțină această informație. Cetățenii sunt preocupați, în general, acum de drepturile lor economice și mai puțin de alte drepturi. Eu o spun în cunoștință de cauză, am activat și în domeniul administrației publice locale și știu cu ce probleme vin de obicei cetățenii, să zicem, la primărie, la autoritățile locale. Vin, de regulă, să-și satisfac anumite cerințe legate de probleme economice, probleme materiale. Mai puțin îi interesează problemele care sunt legate de drepturile lor largi. Și este normal, pentru că avem deocamdată experiență democratică puțină, săracă. Presiunile le fac anumite grupuri. Din păcate, de exemplu, societatea noastră civilă, ea, din punctul meu de vedere, nu reprezintă direct, nu pot fi crezuți ca reprezentanți direct a poporului, pentru că majoritatea și mai ales elita societății civile este plătită din afară.
cu granturi și bani din afară. Deci pe ei însăși drepturile cetățenilor îi interesează în măsura în care ele sunt reflectate în proiectele lor plătite. Cetățenii noștri vin la autoritățile publice, repet, cu totul alte probleme. Esența procesului democratic ne interesează pe noi. Deci ziariștii, grupurile de presiune și vă spun de ce. Din cauza că noi suntem într-un proces de ajustare a cadrului legislativ la cerințele organismelor europene, acolo unde vrem să ne integrăm. Și din cauza asta, la nivelul ăsta, să spunem, puterii, relațiilor dintre putere și jurnaliști, relațiilor dintre putere și societatea civilă, există problemele astea de respectare a drepturilor omului. Coborându-le mai jos, ele nu-s pentru că nu, oamenii sunt preocupați de alte probleme. Atâta timp cât nu vom avea presiuni directe a cetățenilor asupra puterii pentru accesul la informații pentru anumite norme democratice, atâta timp autoritățile noastre se vor comporta în felul ăsta, pentru că ei nu simt presiunea cetățeanului directă. Doamna Stratan, aveți o altă părere? O altă viziune? Eu v-am spus, eu consider că ei nu sunt destul de bine pregătiți și nu cunosc. Într-adevăr, noi avem acces liber la informații. Și din moment ce avem acest acces liber, consider că, în principiu, nici noi, avocații, nici voi, jurnaliștii, n-ar trebui să achitați pentru serviciile pentru care vi se oferă această informație. Prin obligarea la plată, consider că se restricționează, deci, acest acces. Foarte mult în societate s-a discutat un subiect sensibil. Eu vreau să revenim la el. Din 2015, dacă nu mă înșeală memoria, în conformitate cu noile modificări, radiodifuzorii sunt obligați să facă publice numele proprietarilor. Acest fapt aduce transparență? Acest fapt este benefic? Sau noi am încercat a ne racorda la unele recomandări fără a ține cont de specificul țării noastre? Da, eu consider că este bine. Această obligație este una bună, pentru că, într-adevăr, se asigură transparență. Și deja prin asta se limitează de a se abuza și de a se impune anumite opinii politice sau pentru a cumva monopoliza situația sau deci opiniile în acest sens. Consider că este bine și într-adevăr se realizează dreptul la transparență. Ce vreau să ne oprim un pic mai pe larg. Este vorba de noul cod care urmează a fi adoptat. Știu că l-ați studiat atent și ați constatat anumite lucruri. Vreau să ne spuneți cât de bine răspunde el la cerințele noastre, pe de o parte a ziariștilor, pe de altă parte a societății civile, și când zic lucrul ăsta mă refer la consumatorii de media, și pe de altă parte tot aici, pentru că domnul Reniță probabil aici va deschide mai multe paranteze, cât de multe garanții ne sunt oferite nouă atunci când exercităm această misiune. Pentru că aici, iată, mi-aș permite să fac o paranteză cât este de straniu, s-ar părea că jurnalismul este o profesie pașnică, dar anual în întreaga lume aproximativ 100 de ziariști își pierd viața în timpul exercitării ei. Desigur, se dorește ca să fie libertatea presiei, deci se promovează asigurată și mai mult libertatea presiei, cu care într-adevăr sunt de acord, jurnaliștii trebuie să fie liberi în exprimare. Dar vedem că ceea ce se întâmplă de fapt în țările străine și prin țările, chiar și la noi, probabil, dar în măsură mai mică, jurnaliștii sunt hărțuiți. Deci asta este riscul profesiei, probabil. Dispune de democrație, dispune de libertate de exprimare, însă deci totodată și asumă acest risc pentru ca să fie hărțuiți din partea oponenților sau din partea opiniei politice în țara respectivă. Domnule Reniță, cel puțin din punct de vedere teoretic, noi avem dreptul la pază de corp dacă se demonstrează că în virtutea funcției pe care o exercităm suntem amenințați, viața ne este pusă în pericol. La nivel practic, din activitatea dumneavoastră, cunoașteți cazuri atunci când statul a fost atât de tolerant și atent față de jurnaliști și a îndeplinit această prevedere? Să îi rămâne undeva așa? O cunosc cel puțin un singur caz. Spuneți. Deci cazul fostului președinte a televiziunii, radio-televiziunii moldovenești, domnul Ion Gonța, Dumnezeu să-l ierte, că nu mai este printre noi. El a avut un conflict de ordin
politic, juridic, cu anumiți, cu anumite, hai să spunem, grupare financiară, ca să nu zic criminală, după care el s-a adresat președintelui Republicii, indirect, știu, chiar la televiziune, în eter direct, după care l-am văzut un timp care era însoțit de patru, chiar, deci bodyguards, chiar am, așa, pentru curiozitate pot spun că am băut odată cafea cu domnul Ion Gonța, având în jur patru bodyguards. Nu mai știu, poate mai sunt și alte cazuri. Vroiam doar să spun în contextul întrebării care mi-ați spus că, de fapt, libertatea jurnalistului este obstrucționat din două direcții foarte clare. Deci noi suntem presați din punct de vedere politic și material. Politic este clar că anumite grupări politice încearcă de multe ori mixtiuni în politica editorială și chiar informațională a postul televiziunii, și aici cred că înțelegeți despre ce este vorba, nu trebuie să lămuresc. În Moldova sau în țările de felul Moldovei mai există, din păcate, este simțită o presiune foarte mare de ordin financiar. Este vorba de faptul cum își procură mijloacele financiare televiziunile noastre. Datorită faptului că avem o piață televizată foarte nedezvoltată, majoritatea, dacă nu chiar 90% din posturile de televiziune de la noi nu pot trăi din publicitate, pentru că nu ajung banii. Și atunci, banii vin de la patron sau de la patroni. Și dând banii, patronul își impune o anumită politică și chiar informațională. Iată, două ghilotine care paralel acționează și care ne presează ca să ne conformăm uneori la legea presii, dar la ceea ce vrea patronul. În contextul în ceea ce ziceți dumneavoastră, piața aceasta audiovizualului care este sau nu este suficient de dezvoltată pe parcursul documentării pentru această emisiune, am găsit o cifră care mi-a stârnit interesul, cel puțin. În 1 ianuarie 2015, în Republica Moldova, erau înregistrate 218 licențe audiovizuale, dintre care 72 pentru serviciile televizate și 58 pentru serviciile radiofonice. Evident că lucrul ăsta este pentru toți radiodifuzorii, aici sunt incluși cei locali și cei regionali și cei naționali, însă în viziunea mea este o cifră destul de impunătoare, pentru că noi deja vorbesc din punctul de vedere al consumatorului de media, probabil ne limităm la 3, 4, maxim 5 surse de informare. Eu cred că din punct de vedere de noua legislație e bine că există diversitate și mai multe puncte de vedere, dar pe de altă parte eu zic că e jale. Pentru că din mica asta bucată de brânză care este banii din publicitate, ei sunt limitați, deci trebuie să muști toți. Și vă dați seama că sunt vreo de la 5 până la 10 posturi de televiziune care pot gusta mai mult ori mai puțin din plin acești bani care le aduc casele de publicitate ori casele media, iar ceilalți trăiesc cum pot. Vă dați seama, un post regional ori un post chiar local, vă puteți imagina cum, din ce bani trăiește și cum. Este, nu că curios, dar este bizar cum există. Eu pot să presupun, pentru că mai cunosc anumite lucrurile, cum, deci ei trăiesc cam așa cum vinde un om la piață, la tarabă. Cam așa își vând produsele informaționale și cam așa își fac banii. Și atunci noi putem vorbi despre libertatea mass media cu greu. Doamna Stratan, în țara aceasta există un consiliu numit Coordonator al Audiovizualului, care noi obișnim ziariștii, așa să-l numim metaforic, este Dumnezeul nostru. Da? Ei ne penalizează, ei ne dau licență de emisie și așa mai departe. Acum, conform noului cod, urmează ca să fie reduși numărul membrilor de la 9 la 5. Haideți să pornim de la misiunea unui consiliu coordonator într-o societate firească și după aceea să discutăm, evident, dacă aici ar fi trebuit să se intervină la numărul de membri și nu poate la politicile care urmeau să fie implementate de către Consiliul Coordonator. Vă rog.
Nu cred că este atât de important a se modifica numărul membrilor Consiliului, nu cred că schimbă tare mult situația. Ar trebui să intervină cu modificări probabil în atribuțiile, în atribuțiile sale, în activitățile pe care le desfășoară, și dar faptul că intervină modificări asupra, nu consider că este atât de relevant, 9 sau 5 nu are importanță. Mi-aș dori ca pe viitor acest Consiliu să-și desfășoare activitatea mai productiv, să promoveze televiziunile care sunt independente, care promovează cultura, educația, informația, pluralismul social, și mai puțin să sancționeze pe nedrept televiziunile care, și care după părerea lor aduc încălcări asupra acestui cod al audiovizualului. Apropo, vreau să rămânem în albia ceea ce spuneți dumneavoastră, penalizări și așa mai departe. În ultimul timp au apărut mai multe reacții ale Consiliului Coordonator raportate la modul în care a fost reflectată în mod special campania electorală. Pentru cei penalizați este și postul nostru de televiziune. Eu vreau să vă întreb, de ce aceste penalități pentru activitatea sau perioada electorală abia acum au fost făcute? Nu erau logic sau nu era temei pentru a fi făcute după o perioadă de 2-3 săptămâni ca radiodifuzorul să aibă posibilitatea să se reorienteze în cazul în care a călcat pe greblă, da? Să fiu așa mai metaforic spus. Au și ei termen pe care poate să acționeze pentru ca să penalizeze televiziunile. După părerea mea, consider că într-adevăr s-a întârziat în a se expune asupra activității televiziunilor în perioada electorală. În opinia mass media, din câte am observat, se vehiculează faptul că acest Consiliu a avut o poziție prioritară sau o poziție subiectivă față de anumite televiziuni. Deci am înțeles că televiziunea critică, că față de unele s-a adoptat sancțiuni mai blânde, iar față de alte televiziuni s-a aplicat sancțiuni mai aspre. Nu știu ce să zic, au probabil și ei motivele și temeiile lor pentru care atât de târziu au aplicat aceste sancțiuni. Domnule Reniță, haideți să vedem misiunea CCA-ului, transparența lor, independența, dacă vreți, pentru că în ultimul timp s-a acuzat, atunci când vizionai un anumit post de televiziune, se spunea că membrii sunt al oponentului, atunci când vizionai oponentul, se spunea că este al primului. Totuși, al cui este CCA-ul? Cine trebuie să fie foarte atenți la modul în care funcționează posturile de radio și de televiziune în țară? Și până la urmă, bănuiesc că din partea telespectatorilor apare o întrebare. Noi, în calitate de radiodifuzori, dacă nu suntem mulțumiți, unde ne putem adresa? Da, o să ne spună și doamna. Da, evident. Eu am amalgam de probleme. Da, evident că vă puteți adresa în judecată, unde în altă parte. Asta e instanța care ar trebui să judece dacă sunt pretențiile care nu le putem rezolva amiabil sau în cadrul relațiilor televiziune CCA. CCA nu poate fi o chestie ideală într-o societate pe care o avem sau deci peisajul ăsta de televiziune moldovenești care le știm cum sunt. Noi nu suntem mulțumiți de televiziuni, sigur că noi nu suntem mulțumiți de informațiile pe care le prezintă televiziunile tot timpul, am vrea să fie mai obiective, eu aș vrea, de exemplu, să fie mai rapide, eu aș vrea să avem corespondență în alte țări, să nu se ne furnizeze informația, de exemplu, cel puțin din țările vecine, România și Ucraina, așa cum doresc ucrainienii ori românii, dar vreau să le vedem cu ochii corespondenților noștri. Și în același timp, fiind toți așa cum suntem, vrem ca CCA-ul, nu știu de ce, să fie ca și cum altfel și scos, deci tras undeva de pe cer și cu un anumit număr de sfință. Nu se întâmplă așa, ei toți sunt cei dintre noi, judecă cam așa cum judecăm noi și sigur că acolo de mulți ani CCA-ul există cu problemele lor financiare, organizatorice și mai ales am înțeles tehnice.
pentru că le trebuie și un anumit nivel tehnologic ca să poată urmări, cum ați spus dumneavoastră, 218 posturi de televiziune sau 218 radiodifuzori. Da, da, este. Radiodifuzori. Prin urmare, asta nu m-am apucat să fiu avocatul CCA, sigur că nu îi putem judeca numai după ultima lor decizie din 8 decembrie, deci unde și dumneavoastră, din păcate, ați devenit victimă, companie, deci, da. Da, da. Dar sunt și altele. Acum, eu zic că trebuie să ne distanțăm un pic de decizia asta ca să vedem dacă unde au avut dreptate și unde nu. Sunt oameni, televiziuni, jurnaliști care vin întotdeauna cu acuzații de serviciu. Întotdeauna a fost așa, pentru că asta le este meseria și așa înțeleg ei să-și facă meseria. Dacă privim lucrurile, cum am spus eu, mai larg, să vedem cum suntem noi, cum este societatea, o să vedeți că lucrurile se potrivesc până la urmă. Dumneavoastră, ceva mai devreme ați enunțat o teză foarte interesantă în ziua mea. Pe de o parte, nu avem în condițiile astea economice audiovizual independent în sensul clasic al cuvântului, dar vreau să-l întreb atunci pe jurnalistul și omul Valeriu Reniță care este gradul lui de credibilitate la instituția publică. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că există din banii fiecare dintre noi. În primul rând, deci nu putem observa că în ultimul timp se încearcă anumite reforme, dar nu radicale. Deci pentru că reforma radicală la televiziunea moldovenească, din câte sunt eu informat, asta ar fi trebuit să se reducă foarte mult, drastic, numărul de lucrători. Și asta, știți cum, apare bine ca reformă, dar nu apare bine, nu dă bine ca în general pentru oamenii care, de exemplu, ești angajat acolo de 20-25 de ani și mâine primești, cum zic rușii, volci bilet. Unii se angajează un om, deci la vârsta de 50-55 de ani, când îi rămâne 5-6 ani până la pensie, dacă îl dă afară de la... și el poate face anumite lucruri, de exemplu, e operator, ori editor și așa mai departe. Deci asta este problema principală pe care ei nu au putut-o rezolva și în felul ăsta o mare parte din banii care îi primesc din bugetul statului, deci ca și cum se pulverizează, nu pot fi îndreptați spre anumite proiecte mai așa, mai esențiale. Oricum am văzut pe parcursul ultimor 3 ani că au avut jurnaliștii, mai ales de la informații, de la jurnalele de știri, au avut instruiri cu organizații de instruiri bine cotate peste hotare, cum ar fi BBC și așa mai departe. Deci ei, nu putem spune că n-au încercat să facă ceva și chiar au făcut câte ceva. Și mie mi se pare că chiar în ultima electorală CCA a spus că a fost nu a avut pretenții, da? Asta este una din unde vreau să ajung eu, potrivit noului cod pe care iată îl are în față și doamna Stratan, se merge pe ideea separării radio de televiziune. Uh-huh. O chestie foarte mult discutată, cel puțin în ultimii 10 ani în media noastră, probabil după experiența țărilor vecine. Este cea mai bună posibilitate de a rezolva cel puțin parțial problema transparenței și a crește nivelul de profesionalism acolo? Sunteți adeptul acestei viziuni? Nu, eu mă tem că separându-se, eu mă tem că postul de radio va rămâne cu foarte puțin bani. Și atunci vă rămâne cu foarte puține posibilități, pentru că televiziunea poate atrage mai mulți bani. Și eu am impresia, nu știu exact, dar am impresia că radio-ul consumă, adică beneficiază din banii făcuți anume de televiziune. Poate nu am dreptate, dar radio-urile de obicei stau mult mai prost ca un post de televiziune. Nu știu dacă e bine. Eu sunt pentru această televiziune publică, pentru că consider că tocmai acolo, numai acolo unde nu banul, deci patronului hotărăște totul și unde, de exemplu, este monitorizată de mai multe forțe politice din Parlament, care se uită cu multă atenție la ceea ce se întâmplă și în felul ăsta această monitorizare plus faptul că banul este public dă posibilitatea acestui post să
ar trebui să dea cel puțin posibilitatea acestui post să fie poate cel mai aplicabil pentru pluralitatea politică, socială și pentru libertatea deci editorială. Aici. Doamna Stratan, eu vroiam să vă întreb ceva mai devreme. Spuneați despre faptul dacă ziariștii sunt protejați sau nu sunt protejați, spunea și domnul Reniță. Eu vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre aceste chestiuni, ziariștii pot apărea în fața unei instanțe de judecată, pot fi condamnați pentru ce încălcări și dacă aceste încălcări sunt atât de majore încât poate fi privat de dreptul la libertate? Consider că deși dețin libertatea de exprimare, trebuie să aibă grijă jurnaliștii să nu aducă atingere unor infracțiuni care sunt prevăzute în codul penal și anume o denunțare calomnioasă. În principiu aceasta ar fi probabil singura grijă de care ar trebui să aibă jurnaliștii atunci când își exprimă opinia. Deseori ni se invocă defăimare și lezarea onoarei demnității persoanei. Păi asta nu mai este infracțiune, da. Deja păi vinem în concordanță, vin totodată și în contradicție cu deci cu contravenția de injurie sau de calumnie asupra unei persoane și articolul 16 din Codul Civil prin care se prevede că fiecare persoană are dreptul la dezmințire și are dreptul la prejudiciu moral în cazul în care a fost calumniat de către o anumită persoană în mod nejustificat. Cunoașteți cazuri atunci când reprezentanții media au ajuns într-un litigiu cu anumiți chiar actori politici și atunci buchea legii nu a fost aplicată? Cunosc că au fost așa cauze pe rolul instanțelor de judecată, nu mai cunosc care a fost finalitatea. Chiar astăzi, acestora. Atunci când mă pregăteam pentru această emisiune, am găsit câteva cazuri de intimidare, chiar în ultimele 3-4 ani, aș îndrăzni să zic, a ziariștilor în contextul în care își exercitau misiunea de serviciu. De multe ori se întâmplă ca jurnaliștii să fie intimidați. Dar ce am observat eu, de multe ori se întâmplă și reversul. Anumite personalități, anumite persoane publice sunt intimidați de jurnaliști sau pseudo-jurnaliști care sunt și urmăresc, de exemplu, am observat fiind deseori pe coridoarele curții de apel sau judecătoriilor, așa zis și pseudo-jurnaliști care nu știu dacă deci, sunt licențiați în sensul dat, merg din urma judecătorilor și îi vorbesc urât, îi calomnează, îi provoacă, îi intimidează. Deci consider că aici jurnalistul ar trebui să dea dovadă de o mai bună educație sau să ia o atitudine mai cu bun simț față de anumite persoane publice. Deci am observat, este acest caz, el nu se mediatizează, dar sunt pentru faptul ca fiecare să-și exercite profesia cu bună educație, cu bun simț și în limita normei morale. În Republica Moldova, în viziunea dumneavoastră, există monopolul instituțiilor media controlate nu de către cunosc, cine? Deci nu cunosc. Eu nu prea reușesc să privesc televizorul decât doar programele informative și culturale. Nu știu, nu cunosc. Sincer, nu cunosc. Vreau să revenim un pic la un aspect juridic. Și în vechiul cod, dar și în acesta nou care urmează, sperăm noi să fie aprobat cât mai repede de către Parlament, există prevederea rectificare și remedii echivalente în cazul aducerii unor ponegriri, aș îndrăzni să zic, anumitor persoane. În codul vechi exista această prevedere potrivit căreia radiodifuzorul, în mod special pentru buletinele de știri și emisiuni informative, este obligat să păstreze aceste înregistrări 30 de zile, ca respectiv să aibă dovada concludentă a fost sau nu a fost acest lucru. Însă în același context se spunea că radiodifuzorul, în cazul în care nu sau mai bine zis în cazul în care îi oferă timp de antenă pentru rectificare și remedii echivalente, nu este scutit de dreptul de a merge în instanță de judecată. Cât de corect vi se par aceste prevederi? Chiar dacă o persoană
realizat a beneficiat de timpul de antenă prevăzut de codul audiovizual în același gen de emisiuni, cu aceeași durată, pe parcursul același... Este corect. Fiecare persoană are dreptul ca să beneficieze de o despăgubire morală în cazul în care a fost calomniat sau în cazul în care a fost adus atingere imaginii și demnității sale. Deci nu mi se par două elemente care se contrazic, sunt în concordanță, sunt suplinitorii. Nu văd nimic, nicio problemă în acest sens. Domnule, vrem aici pur și simplu să completez, pentru că n-am să-mi ierte ziariștii care mă privesc. Da, spune. Privitor la deci obrăznicia, buna creștere, ori educația jurnalistului. Da, deci este sigur că obrăznicia și lipsa de bună creștere e condamnabil atunci când jurnalistul are ca scop atacul la persoană. Atunci când jurnalistul are ca scop aducerea în fața auditorului la unui informații de importanță majoră, el poate proceda la orice acțiune, la limita legii, și eu chiar îndrăznesc să spun uneori chiar și întrecând puțin norma, numai de dragul faptului ca auditoriu, deci consumatorul de informații, publicul să fie pus la curent cu o informație de importanță majoră. De exemplu, de multe ori ați văzut că jurnaliștii folosesc dictafonul ori camera de luat vedere ascunsă, ceea ce după legea presiei nu se permite, dar eu fac anume cu scopul de a aduce la cunoștința auditorului o informație prețioasă. Dacă o fac cu scopul de a ataca o persoană sau de dragul de a se complace în a-l jigni pe cineva, sigur că asta este condamnabil. La acest aspect mă refeream. Deci nu am nimic împotriva. Nu, am completat deja. Nu v-am dat o replică. Domnule Reniță, eu voi enunța câțiva termeni. Vă rog să ne spuneți dacă există o interdependență între ele și între acești termeni și care ar fi acestea. Autocenzură, principii de etică, responsabilitate socială. Haideți să pornim de la autocenzură. Trebuie ziariștii să aibă autocenzură? Până unde? Până în ce moment? Ei există la orice jurnalist experimentat și ea vine anume din ceea ce spuneți dumneavoastră, din responsabilitate și din anumite principii etice. Din nou, deci acolo unde informația sau informarea publicului larg are primat, atunci trebuie să treci, chiar uneori să încalci anumite norme care sunt unanim adoptate ca norme etice pentru un jurnalist. Astăzi, jurnalismul în mare parte respectă normele etice? Nu, la noi sigur că nu. Sau odată ce nu sunt tras la răspundere penală, ceea ce spunea doamna Stratan, o pot face. Dar nu trebuie, jurnalistul nu este condamnat și nu este bine să fie condamnat în primul rând de instanță, dar de spectator, de cititor. Deci dacă el va prezenta repetat materiale substandarde etice și substandarde profesioniste, el pur și simplu nu va fi citit și nu va fi privit. Se butonează. Dacă noi nu suntem interesanți, acum sigur că oamenii trec pe alt post. Doamna Stratan, vreau să ne spuneți un pic, atunci când vorbim despre corectitudine, întotdeauna noi facem referințe la prevederile Consiliului Europei și la actele internaționale. Raportată legislația noastră la prevederile internaționale, în ce măsură se racordează? Pentru că noi de fiecare dată aducem și specialiști din afară care ar veni să ne sugereze cum ar fi cazul să procedăm într-o situație sau alta. La acest capitol, legislația din domeniul media corespunde, de fapt, chiar cu riscul de a mă repeta, vă întrebasem ceva mai devreme, raportat la cea națională. Acum haideți să vedem sub aspect comparativ. Cred că, în principiu, mare parte corespunde. Nu văd nimic în codul audiovizual, ceva care să restricționeze și care să limiteze cumva activitatea jurnalistului. Deci, așa cum este promovată în aproape lumea întreagă, libertatea de exprimare care este promovată și în Uniunea Europeană, exact același lucru este și la noi. Acesta fiind, de fapt, un drept constituțional de care se bucură jurnalistul. Nu văd ca la noi jurnaliștii să fie cumva restricționați în acest sens.
Doamna Strătan, cel puțin ceea ce urmează să zic este observația mea subiectivă. Noi nu prea aveam avocați care s-ar ocupa de cazurile ziariștilor sau cazurile de media. Aceasta se întâmplă din lipsa problemelor din domeniu, din domeniu specific sau care ar fi problema? Sau nu e în general pusă astfel problema? Eu sunt sigură că mulți jurnaliști ar avea nevoie de o consultație juridică ca și fiecare om atunci când își exersea o anumită profesie. Dar consider că ei nu se adresează. Probabil nu s-au simțit cumva lezați într-o problemă. Ce am observat eu este că atunci când un jurnalist se simte hărțuit, el ce face? Cere ajutorul public, tot a jurnaliștilor pentru a fi ajutat și face ajutor public la toate autoritățile naționale pentru a fi, deci pentru a asigura această libertate de exprimare. În principiu văd că jurnaliștii singuri își apără drepturi, singuri se luptă pentru libertatea sa de exprimare. Aceasta am observat eu. Cred că, într-adevăr, pur și simplu nu se adresează la avocați sau poate o fac în mod privat. Domnule Reniță, pe final de emisiune, vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere, reieșind și din experiența pe care o aveți. Spuneți-ne, vă rog, noi, jurnaliștii, suntem sub acest paravan al legii în siguranță? Noi avem nevoie de o colaborare poate mai eficientă, ceea ce spunea ceva mai devreme și doamna Stratan, cu anumiți avocați, anumiți oameni care ne-ar instrui și pe noi la capitolul juridic? Eu cred că din punctul de vedere a legii totul este bine. Noi nu avem, din păcate, un corp de avocați și nu avem o experiență îndelungată, bine pusă la punct privitor la protecția drepturilor noastre. Avem, în schimb, anumite organizații neguvernamentale care se ocupă din când în când și în măsura în care pot de acest lucru. Eu nu sunt încântat, de exemplu, eu m-am adresat odată la o prestigioasă organizație non-guvernamentală ca să-mi ia dreptul, să-mi ia apărare într-o problemă și nici n-am primit măcar un răspuns dacă o să fac lucrul ăsta ori nu. Asta reiese, mă scuzați că vă întrerup, că și breasla noastră jurnaliștilor este dispersată? Da, noi suntem foarte dispersați ca și toată societatea. Noi suntem obstrucționați în primul rând de proprii noștri redactori și de proprii noștri patroni. Și într-un fel este și o chestiune valabilă pentru toată lumea. De exemplu, Europa Liberă nu critică Congresul American, deci TV7 nu critică pe patronilor Țopa și tot așa, și tot așa. Domnule Reniță, cred că pe final de emisiune, că asta și va fi ultima întrebare, ne spune și regia, de ce colegi de breaslă întâlnindu-se la unul și același eveniment se acuză reciproc? Tu ești al lui X, tu ești al lui Z. E firesc? Pentru că mâine lucrurile se pot inversa. Este vorba de o boală a copilăriei jurnalismului moldovenesc, care noi ne vom lecui de ea. O să treacă, lucrurile o să se așeze cu timpul. O să trecem de chestia asta, când o să înțelegem că nu ne putem apăra decât fiind împreună. Și nu e nimic riscant, nu e nimic grav, pentru că există holdinguri controlate politic. E ceva specific democrației? Eu cred că da. Ține de aceeași perioadă de așezare. Eu cred că legea va lucra în sensul ăsta ca să nu existe monopoluri în presă și totodată trebuie să salutăm faptul că există mai multe televiziuni pentru că avem de lucru în felul ăsta. Da, doamna Stratan, scurt. Pe final vreau să le doresc tuturor jurnaliștilor mult curaj, multă putere și felicitări în ceea ce fac, pentru că, într-adevăr, ei sunt a patra putere și vin în ajutorul populației, în ajutorul poporului nostru pentru a vedea ceea ce se întâmplă în conducerea țării, în statul nostru și ceea ce se întâmplă în afara țării. Și le doresc mult succes! Pe această notă pozitivă, eu sunt obligat să anunț sfârșitul acestei emisiuni. Domnule Reniță, doamna Stratan, vă mulțumesc din suflet pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit pentru ediția de astăzi. Sunt Vlad Madan și vă urez o seară bună alături de Accent TV. Fiți cu ochii pe noi!